cuvinte. Întâi și întâi, bineînțeles, și eu la rândul meu felicitări. Nici eu nu am crezut că se va putea face și este într-adevăr minunat. Doar la atâta vreau să cumva să mă gândesc acum. În 1947, când bunicul meu a început să scrie și să traducă Filocalia, s-a gândit întâi și întâi la acest lucru. Sper că această carte va ajunge în fiecare zi la fiecare dintre noi și nu va mai rămâne în mănăstiri. S-a întâmplat acum să fie așa și din acest motiv această carte este un eveniment. Iar cum o citesc eu și cum o înțeleg eu este în felul următor, că de fapt în Filocalie întâi intri cu minte, începi să o citești. După aceea apare acea văpaie, acea dorință, acea flacără de a ajunge la un moment dat să stabilești un fel de rai pe pământ. Urmează partea cea mai periculoasă. Crezi că ai ajuns în acel rai pe pământ și atunci păcătuiești prin mândrie. Însă dacă reușești, într-o bună zi să vrei să faci numai faptele bune, ai ajuns pe prima treaptă a scării Sfântului Ioan Scararul din volumul 9. Și abia atunci putem să începem, poate, să citim Filocalia. Vă mulțumesc!